Momente de panică după ce a fost descoperită o bombă de 500 de kilograme din al doilea război mondial. 15.000 de persoane din 27 de blocuri au fost evacuate temporar, a anunțat poliția. O bombă de 500 de kilograme din al doilea război mondial descoperită în estul Berlinului a fost dezamorsată joi seara după evacuarea 15.000 de persoane din 27 de blocuri, a anunțat poliția. Pentru evacuare au fost mobilizați în jur de 180 de polițiști care au anunțat locuitorii mergând din ușă în ușă și de asemenea cu ajutorul difuzoarelor din mașini. De asemenea, poliția a postat mesaje pe Twitter cerând oamenilor să părăsească zona. În cadrul evacuării au fost mutate și persoane aflate în 3 centre de îngrijire de zi, 3 școli, o grădiniță de tip after school și magazine. Poliția a anunțat pe Twitter că bomba a fost dezamorsată, precizând că toate restricțiile au fost suspendate. O echipă de muncitori a descoperit bomba din al doilea război mondial pe un teren de tenis marți. Aproximativ 350 de agenți de poliție au fost implicați în operațiunea de evacuare. Autoritățile germane estimează că la aproape 80 de ani de la încheierea războiului, peste 4.500 de bombe au rămas neexplodate în orașul Berlin. În timpul războiului, împotriva Germaniei naziste, Statele Unite, Marea Britanie și Uniunea Sovietică au lansat peste 45.000 de tone de explozibili asupra Berlinului, conform istoricilor, relatează Observator News.ro.